Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafea. O nouă citire în această cafeluță, să vedem spre ce vor converge energiile în această zi minunată de miercuri, spre ce ni se vor îndrepta pașii de această dată. Ca de fiecare dată, țin să vă mulțumesc și astăzi pentru toate mesajele voastre extraordinar de frumoase, mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare pe care mi le trimiteți zilnic și cărora eu le răspund de câte ori am ocazia. Dacă nu vă răspund, să știți că vă iubesc și vă îmbrățișez pe toți cu această ocazie și am să vă răspund data viitoare, desigur. Țin să vă urez bine ați venit pe canalul meu. Și sper să vă însoțesc pașii și în această zi spre noi și noi lucruri minunate de care să aveți parte și astăzi, începând cu această cafeluță. Iată cum arată ceașca și voi începe etalarea, citirea. Văd aici o vulpe șirată, dragilor. Aceasta este o femeie extraordinar de șirată care se bagă în relația voastră. Această femeie văd că v-a făcut să plângeți foarte mult. Este fie soacra dumneavoastră, fie o cumnată. Aceasta a provocat despărțire în cadrul relației voastre, fie că erați căsătoriți, fie că aveați doar o relație. Această femeie v-a făcut să vă despărțiți definitiv și din cauza aceasta dumneavoastră ați suferit extraordinar de mult, pentru că era o relație în care investiserăți amândoi multe sentimente și mult timp, și această femeie pur și simplu și-a bătut joc de voi. Dar nu-i nimic, pentru că această femeie nici ea nu va avea parte la rândul ei de o relație mai bună. Nu va avea parte, pentru că Dumnezeu nu-i va da nici ei la fel cum a făcut, cum v-a făcut vouă, nu-i va da nici ei după merit șansa la fericire, la o altă relație așa cum își dorește ea. Văd aici trei litere, C, A, L. Să știți că o hârtie vine pentru cei cu aceste inițiale. O hârtie vă sosește de la o ușă de stat. Poate așteptați un răspuns de la o judecată. Poate un divorț. Cine știe, un răspuns la un divorț. Această hârtie, acest răspuns pe care îl primiți vă va bucura foarte mult, pentru că este o decizie care se ia în favoarea dumneavoastră. Și veți sărbători acest lucru. Imediat cum vă va sosi această hârtie, să știți că vi se va schimba viața. Veți face o schimbare importantă pentru voi. Poate unii dintre voi veți schimba casa, veți găsi altă casă în care să locuiți. Veți începe o viață nouă cu totul. Și acest lucru va fi de foarte bun augur pentru voi, pentru viața voastră de acum înainte. Văd aici un bărbat în viața voastră, un bărbat foarte puternic, care poate fi fie soțul, fie fiul, fie un cumnat. Acest bărbat muncește foarte mult, dar are și niște dureri de cap, să știți, foarte puternice, care nu-i dau pace. El ascunde aceste probleme de sănătate de voi.
nu vrea ca dumneavoastră să știți, pentru că știe că va mâhni peste măsură. Aceste dureri de cap îi dau atât de multă bătaie de cap, încât nu mai știe ce să facă. La un moment dat, e bine să se dea cu capul de pereți, atât de mult îl doare capul. Este foarte posibil să aibă niște probleme cu glanda sau pur și simplu cu capul. Această persoană, să știți că se va vindeca, însă în momentul în care va accepta să fie ajutat, el, dumneavoastră veți afla de problema lui de sănătate și vă veți îndrepta ajutorul spre el sub forma unei recomandări, pentru că dumneavoastră cunoașteți un doctor foarte bun care l-ar putea face bine. Și așa o să se și întâmple. Acest bărbat o să meargă la acest doctor și o să se facă bine, o să se vindece într-un final. Această persoană, să știți că iubește foarte mult animalele, adică animalele de casă, și are un câine. Cu acest câine el se alină foarte mult și alină durerile în momentul în care are aceste dureri de cap. Și acest câine îl iubește pe el foarte mult și îl respectă de stăpân. Văd aici cu mașina de la drum lung cum vă vin oaspeți. Oaspeți dintr-o țară îndepărtată, probabil că sunt rude de ale voastre sau prieteni, ce știu eu, ceva de genul, care vă vin în casă și vă aduc o bucurie mare. Probabil că de curând în viața acestor prieteni sau rude s-a născut un copilaș și aceștia sunt extraordinar de veseli, extraordinar de bucuroși și aduc cu ei această energie nouă și pozitivă în casa voastră. Mai văd aici un înger foarte mare cu aripile mari deschise asupra casei voastre. Acest înger alungă negativitățile din casa voastră. Are grijă ca fiecare membru al familiei voastre să fie bine, să nu duceți lipsă de nimic și să fiți fericiți. Văd aici cifra 7, să știți, peste 7 ore, 7 zile sau pe data de 7 o să aveți o surpriză minunată care va apărea în viața voastră și veți fi foarte fericiți datorită acestei surprize. Da. La un moment dat văd că vei fi într-o mare adunare de oameni, la o logodnă te vei duce și acolo vei cunoaște un bărbat, un bărbat care se va arăta interesat de tine și care îți va plăcea și ție foarte mult. Acest bărbat va dori să aibă o relație cu tine, el îți va arăta că are sentimente alese pentru tine și încă din primele întâlniri vei vedea că vă potriviți foarte bine, vei vedea că poți avea o relație de lungă durată cu acest bărbat, o relație care va duce chiar și la căsătorie. Viața voastră, să știți că a început încet, încet să se așeze. Văd că toate lucrurile vă merg din ce în ce mai bine. Totul are un rost acum în viața voastră.
Mai văd aici un greiere. Acesta îți dă de veste că în familia ta, în casa ta, vine liniștea, pacea, iubirea. Poate că n-ați mai avut de mult atâta liniște în casă și atâtea dovezi de iubire din partea celor dragi, dar iată că a sosit momentul să vă bucurați și voi de tihnă, de relaxare. Mai văd aici un bărbat și cu fiica lui. Această fiică a lui își cere iertare de la acest tată. Se pare că această fiică a greșit foarte mult în legătură cu niște bani până nu de mult și tatăl ei a fost o vreme supărat pe ea. Dar acum această fiică își cere iertare și este iertată de către tată și lucrurile se vor transforma în mai bine. Vor decurge înspre mai bine de acum înainte. Cifra 5 mai apare aici. În 5 zile, 5 săptămâni o să intri într-o perioadă din ce în ce mai bună. Vei cunoaște persoane noi în viața ta, poate vei primi un job nou prin aceste persoane, acestea vă vor ghida și vă vor ajuta foarte mult, cel puțin în prima perioadă a intrării dumneavoastră la acest job, până vă veți așeza și până reușiți să vă puneți pe picioare. Da. Acestea fiind spuse, haideți să vedem și dorința voastră, dragilor. Dorința voastră, dragii mei, este pe cale să se împlinească. Iată că mai aveți un singur punct, o zi sau o săptămână până când această dorință va fi împlinită pentru voi. Să știți că din casa voastră pleacă toate negativitățile și rămâne în urmă numai armonie și multă iubire pentru voi, pentru că meritați. Cam asta a fost, dragii mei, citirea pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!